Cu ce ajută sau ce face acest spray cabin treatment? Vă arăt aici cum se folosește și acum vom explica care este rolul lui și la ce ajută. În primul rând, vom discuta cum se folosește corect și ce rol are. Utilizarea lui se face în felul următor. Pornești aerul cald sau climatizarea pe cea mai înaltă treaptă, pe treapta 3 sau 4, depinde cum ai la mașina ta. Dacă ai aer condiționat, dai pe treapta 4. Dacă ai mașină fără AC-ul, fără aer condiționat, clasică, mai veche, atunci dai pe aer cald. Motorul să fie pornit, ții motorul 10 minute pornit cu volumul aer cald dat la maxim, geamurile închise, ușile închise, portbagajul închis și desfaci capacul acest spray, apeși o singură dată mai tare, puternic, și el se va elibera tot tubul. Închizi ușile, după ce ai apăsat, îl lași 10, maxim 15 minute motorul pornit, după care deschizi ușile, oprești motorul și desfaci ușile să aerisești mașina și oprești, bineînțeles, aerul cald, dar la maxim, și climatizarea. În acest fel se tratează tot interiorul mașinii și înlătură mirosul urât, mucegaiurile, bacteriile, virusurile și eventualele urme de mucegai de pe sistemul de climatizare. După acest tratament, o să observi că în mașină este un aer mai curat, un aer mai calitativ, mai ușor de respirat decât în mod normal. Recomandabil ar fi de înlocuit și filtrul de polen după ce faci procedura asta și să montezi un filtru de polen nou. Pentru că mizerile și aerul ăla recirculat se vor infiltra un filtru de polen.